Atras de o escapadă amoroasă cu o puștoaică de liceu, un bărbat a ajuns în neplăcuta situație de a fi șantajat și mai târziu de a se prezenta în instanță în cadrul unui proces penal. Bărbatul a realizat atunci că a fost păcălit și este de fapt victima unui șantaj. El a acceptat pretențiile elevei de liceu, dar între timp a anunțat și poliția. S-a întâlnit cu eleva și i-a dat 500 de euro, promițându-i că va primi restul în cursul aceleiași zile. Imediat după aceea, fata a fost reținută de polițiști. Ulterior, a recunoscut ce făcuse în fața închetatorilor și a judecătorilor. Bărbatul a cunoscut-o pe tânără prin intermediul rețelelor de socializare. Aceasta era căsătorită, dar și-a dorit o relație extraconjugală, propunându-i fetei de liceu să-i devină amantă. Cei doi s-au și întâlnit două zile mai târziu la un hotel din Brăila și au discutat despre posibilitatea de a întreține relații amoroase periodic. Tânăra s-a documentat între timp despre cine este bărbatul și despre soția acestuia și a început să-și pună în aplicare planul diabolic. Adolescenta i-a transmis brăileanului că a aflat că este căsătorit și știe inclusiv cine este soția lui. Într-un schimb de mesaje pe telefoanele mobile, bărbatul o întreabă: "Dar cum vrei să facem?" Iar fata îi răspunde: "Îmi dai o sumă de bani și nu-i zic nimic." Fata voia 1200 de euro ca să își ia iPhone 7 Plus, avertizându-l: "Ai grijă, dacă marți nu ne vedem să-mi dai astea, merg direct la..." Bărbatul a realizat atunci că a fost păcălit și este de fapt victima unui șantaj. El a acceptat pretențiile elevei de liceu, dar între timp a anunțat și poliția. S-a întâlnit cu eleva și i-a dat 500 de euro, promițându-i că va primi restul în cursul aceleiași zile. Imediat după aceea, fata a fost reținută de polițiști. Ulterior, a recunoscut ce făcuse în fața închetatorilor și a judecătorilor.